În perioada 28 aprilie 2 mai, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice. În această perioadă, polițiștii au intervenit la aproximativ 250 de solicitări, dintre acestea peste 170 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112. Per total, în mini-vacanța de 1 mai au fost aplicate amenzi în valoare de 250.000 de lei. Pentru neregulile constatate la regimul rutier, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 112 permise de conducere, dintre care 92 pentru depășirea cu mai mult de 50 de km pe oră a vitezei maxime legal admise, 6 pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație alcoolică mai mică de 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat și 14 pentru alte abateri. De asemenea, au fost reținute și 13 certificate de înmatriculare pentru conducerea unor autovehicule, având defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale. Totodată au fost constatate și 14 infracțiuni la regimul siguranței circulației pe drumurile publice.